sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Emanuel Ungureanu, ales în circunscripția electorală numărul 13 Cluj. Se află la primul mandat de deputat. Este vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie. Potrivit statisticilor publicate pe site-ul Camerei Deputaților, activitatea sa din decembrie 2016 și până acum arată în felul următor. 31 de luări de cuvânt, 6 declarații politice, 48 de propuneri legislative, 21 de întrebări și interpelări și 6 moțiuni. Printre propunerile sale legislative se află modificarea legii transplantului pentru eliminarea listelor preferențiale. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 1 oră, 7 minute și 17 secunde. În actualul mandat a avut 1084 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 42%. Pentru munca prestată în Parlament este plătit lunar cu 10.448 lei. Emanuel Ungureanu este cunoscut pentru lupta sa împotriva corupției și șpăgii din sistemul sanitar, pentru îmbunătățirea condițiilor din spitale și pentru implicarea în rezolvarea problemelor comunității. Eu am promis în campanie că voi fi vocea bolnavilor care sunt în spitale și stau în condiții mizere. Mi-am făcut datoria în acest interval și am vorbit nu numai despre corupția morală a unor personaje ca Lucan, nu numai despre delapidarea unor instituții medicale. N-am vorbit doar despre Dumnezeii medicali, ci am mers și am filmat de foarte multe ori mizeria cruntă care este în spitalele din Cluj, în mod special, dar și din țară. Am vorbit însă și despre mizeria morală, încă se ia foarte multă șpagă în spitale, încă sunt foarte mulți medici care au această boală pe care eu o numesc șpagogitoză. Ungureanu este deputatul care nu a plecat niciodată din mijlocul oamenilor. Eu prefer să merg acolo unde oamenilor le este comod, pentru că zona unde am primit eu cabinet parlamentar, oricum la un preț de nimic, este supraaglomerată, nu sunt locuri de parcare și oamenii se simt mai confortabil dacă mergi cumva pe terenul lor. Să vedem acum care sunt punctele tari ale deputatului USR. Este fidel partidului din care face parte, nu are probleme de integritate, are o comunicare foarte bună în mediul online, se implică în rezolvarea problemelor sistemului sanitar și are proiecte legislative importante. Punctele sale slabe sunt următoarele: număr redus de luări de cuvânt în plen și prezență redusă la votul electronic. Pentru activitatea depusă din decembrie 2016 și până acum îi acordăm nota 9 deputatului USR Cluj, Emanuel Ungureanu.